Pentru huse de telefon ieftine și calitative, accesați site-ul din descriere. Salutare prieteni, bine ați venit pe canalul oficial Tutoriale Gratuite. Astăzi vom vorbi despre un nou site scam pe care l-am descoperit. Bine, site-ul nu este el foarte, foarte nou, dar în ultimul timp am văzut pe internet și în special pe Reddit că multe persoane au primit, în special pe Steam, tot felul de mesaje de la ownerul acestui site, de la boți de pe site-ul acesta, care vor, bineînțeles, să fure bani, să fure skin-uri, tot ce pot, pentru că cu asta se ocupă scammerii. Eu zic că imediat cum intri pe site îți dai seama că e scam, în primul rând pentru că tot timpul sunt iteme foarte, foarte multe puse aici în poturile respective. E un site din acesta, vedeți și voi, cu jackpot, dacă putem să-l numim așa. Deci e un site cu jackpot. Și tot timpul sunt iteme foarte, foarte mari pe site-ul acesta. Site-ul este nepopular. Dacă scrieți numele său pe Google, CSGO4U, așa se numește site-ul. Eu o să vă las toate link-urile în descriere ca să vedeți acolo. Op. Stați că s-a auzit ceva foarte, foarte tare aici. Ia uitați-l că totuși îl găsim aici pe Google, nu așteptam să-l găsim, dar site-ul este cel mai probabil scam și o să vă arăt încă câteva chestii. Bun, în primul rând, ăsta este botul care depozitează itemele, care vă cere oferte și toate cele. O să vă las toate linkurile. Acesta este, ok, ia stați să activez adblock-ul ca să putem accesa linkul acesta, dau refresh. Ia uitați-l aici, ăsta e profilul celui care are site-ul, practic ownerului, dacă putem să spunem așa. Și vă uitați voi aici la toate statisticile lui, e clar că ceva nu e în regulă. Bun. Și acesta este una dintre persoanele de pe chat. Și ia uitați să vedeți o chestie, da? Ca să vă dați seama ce chestie amuzantă, da? Persoana de pe chat ce scrie aia? Asta a scris ea ceva. Dați-o caut, Marius, da? Marius, nu o găsesc? Atunci cum să caut ea? Ce poză de profilare? Ok, am văzut poza, ia să-l vedem. Scria mai devreme pe chat ceva de genul am pierdut tot sau nu știu ce, da? Și culmea, ia uitați-vă aici ce scrie, da? Un vac ban în record. Asta ce înseamnă că are vac ban pe CS și n-are cum să facă trade-uri, da? Asta e încă un motiv pentru care site-ul e scam. Am intrat și pe scamadvisor.com, mie îmi place să intru pe site-ul acesta, uitați ce ne zice, low trusting site, low trust rating, this site may not be safe to use și e un owner din Rusia, e clar, da? Și altă chestie, spune aici, the owner of the website is using a service to hide their identity, da. Registered contact is a free one. Deci e clar că omul nu a investit mai nimic în acest site decât poate în domeniu. Deci dacă primiți mesaje de la un bot sau de la o persoană care vă invită să pariați pe acest website, eu nu vă recomand să faceți chestia asta. Ia uitați aici și băiatul ăsta cât a câștigat. Ia să intrăm pe profilul lui să vedem. E profilul privat, clar, clar. Deci n-avea cum să fie. Ia să vedem, să intrăm în inventarul lui. Ia, are vreun item? Ia zi, Counter Strike. Și bun. Unde? Deci fie omul, deci omul, el a câștigat pe site. Ia uitați aici ce item a câștigat, ce valori, da? Și el în inventar nu ăsta sau ăsta, da, ăsta. El în inventar n-are nimic practic, da? Deci cum să zic, e clar la urmă. Uitați ce iteme câștigase și n-are absolut nimic în inventar acolo. Deci, cum am zis, dacă primiți mesaje de la ownerii acestui site, de la, nu știu, de la boți de pe acest site care vă invită să pariați pe acest site, cel mai probabil site-ul este scam, așa că nu vă recomand să intrați să pariați. Dacă puneți ceva aici pe site-ul ăsta, un item, aveți foarte mari șanse să vă pierdeți itemul respectiv, din păcate. Eu o să vă las toate link-urile aici, poate dați și câte un report sau ceva. Ideea e că site-ul a fost reportat de mai multe persoane care, din păcate, cel mai probabil și-au luat scam pe acest site.
Nasol, dar e bine că totuși în felul acesta noi putem ști dinainte și nu ne vom lua și noi scam. Cam asta a fost videoul de astăzi. Dacă vrei să continui cu astfel de videouri în care să vorbesc despre site-uri scam și tot felul de servicii scam de pe internet, nu uitați să lăsați un like la acest video și să participați și la giveaway-ul care rulează în prezent pe canalul nostru, giveaway-ul cu 3 huse de telefon. Nu uitați că în câteva zile voi anunța și câștigătorul giveaway-ului pe Facebook. Nu o voi mai face într-un video, o să-l anunț pe Facebook câștigătorul giveaway-ului cu CSGO, deci intrați pe pagina de Facebook, o aveți în descriere ca să știți dacă ați câștigat sau nu. Bun, cam asta a fost videoul, eu am fost Emi, voi ați fost pe canalul oficial, tutoriale gratuite, la revedere!